Ajutorul de stat pentru motorină nu a fost plătit decât pentru primul trimestru al acestui an. Anunțul a venit din partea Ministerului Agriculturii. Potrivit acestuia, restanțele la plata subvențiilor la motorină se ridică la sute de milioane de lei. Potrivit legislației, se subvenționează în mare parte acciza folosită în agricultură, dar prin restituirea sumelor cheltuite. Am început o evaluare la nivelul Ministerului, cum era și normal, și legea ne obligă ca, la sfârșitul fiecărui an, instituțiile publice să facă o evaluare privind capacitatea administrativă. Nu am rezultatele finale pentru foarte multe, dar am găsit mici grenade lăsate peste tot. În primul rând, am constatat că ajutorul de stat pentru motorină nu a fost plătit din trimestrul 2 a declarat Adrian Oros, ministrul agriculturii. Practic mai trebuie alocate aproape 400 de milioane de lei necesarul de plată pentru trimestrul 2 și trimestrul 3. Din păcate, pentru fermieri, banii au fost virați doar pentru primul trimestru al anului 2019.